O femeie de 47 de ani în Spania a fost arestată după ce și-a înscenat propria răpire. După presupusul incident, femeia a cerut o răscumpărare de 6.000 de euro, bani pe care i-a folosit la jocuri de noroc. Totul a început când soțul victimei a raportat la secția de poliție din Badalona că a primit mai multe apeluri de la soția sa, prin care îi se spune că aceasta a fost răpită. Cei care ar fi comis fapta cereau o recompensă de 6.000 de euro pentru eliberarea în siguranță a femeii. În momentul incidentului, soțul era internat în spital și nu a avut niciun contact cu soția sa. Imediat după apelul la poliție, a fost mobilizat un echipaj special pentru a o salva pe femeie, numai că agenții au constatat destul de repede că răpirea nu era una reală. Poliția catalană a obținut imagini în care femeia era surprinsă în timp ce lua banii de răscumpărare, iar în alte înregistrări a fost văzută intrând într-o sală de bingo unde a cheltuit o parte din banii dați de soțul ei. De asemenea, polițiștii au găsit-o pe femeie într-o sală de jocuri de noroc, chiar în timp ce cheltuiau parte din presupusa răscumpărare. În urma faptei sale, ofițerii au arestat-o pe femeie pentru simularea unei infracțiuni și șantaj.